contractul domnului antrenor Iliescu. Cu această ocazie am și trimis la federație, l-am înștiințat pe antrenor pe mail, prin curierat cu semnătură de primire, am încheiat, din punct de vedere al clubului, relațiile contractuale cu domnul Iliescu. Pe această cale eu vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut până acum în momentul ăsta pentru clubul FC Brașov. Dar, vedeți dumneavoastră, în viață, drumurile, la un moment dat, se despart. Având în vedere că avem un procent foarte mic de puncte realizate din 27 de puncte posibile, doar un procent de 30% aceste 9 puncte, încă credem și sperăm, pentru că vin niște meciuri de foc, într-o redresare a echipei, chiar și un așa zis șoc, rămâne în cursul zilei de astăzi să stabilim cine va fi noul antrenor și veți fi anunțați. Dar, sincer, mă aflu într-o situație în care trebuie să vă spun că vine o perioadă foarte grea și sperăm ca tot ce înseamnă suflarea FC Brașov Renaște să înțeleagă că nu suntem mulțumiți și nu vom fi mulțumiți niciodată cu tot ce am oferit până acum și ne propunem, cel puțin la nivel de atitudine, tot ce înseamnă dăruire, toată lumea să înțeleagă că FC Brașov nu își permite prin istorie, nume, siglă, palmares, tot ce înseamnă să lupte la retrogradare, pentru că noi am avut condiții foarte, foarte bune și prin asta sperăm în continuare să le asigurăm. Vreau să mulțumesc pe această cale acest Consiliul Local, Primăriei Municipiului Brașov, Primarului și tuturor consilierilor, pentru că m-au primit în Comisia Juridică, am susținut proiectul care începe de la baza piramidei, cu cele 14 echipe de juniori, și am ajuns și dânsii mi-au pus întrebări care a trebuit să le răspund pe față, că în timp va trebui să, cât mai repede posibil, ca și echipa care evoluează în Liga 2, să aducă o imagine bună orașului Brașov, ca și consilierii și oamenii din Brașov să vină cu plăcere la noi, să vadă un spectacol. Și să ne strângem mâna și cel mai bun să câștige. Eu vreau să-i dau cuvântul în 3 de secunde sau îmi puneți întrebări. Mai bine, acum, legat de subiectul ăsta. Da. Spuneați că veți discuta cu primarul și cu Sebastian Mădulescu și apoi aveați avea discuție bărbătească cu Ilestan. Au avut loc aceste discuții? Acum, dacă îmi permiteți, chiar o să vă dau fișa postului, tot ce înseamnă pe probleme sportive la clubul FC Brașov, din momentul când am semnat, mi-am asumat. Acum, dacă am ajuns aici, gândiți-vă că și eu sunt părtaș la multe din nerealizări, care trebuie să mi le asum. Eu, mi se pare normal să ai un dialog cu oamenii de bine din Brașov, cum am putut să mă duc în fața Comisiei Juridice la primărie. Eu pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă, după părerea mea, ce am eu un subordine pe linia clubului, nu am putut nici cum, pe niciun segment, să ne înțelegem ca să facem progres. Nici pe linia administrativă, nici pe linia sportivă, nici din punct de vedere al organizării. Și atunci, la un moment dat, hotărârea, ne place, nu ne place, eu v-am spus o glumă de la început, dacă e bine, eu n-am niciun merit, eu știu unde am venit, am fost primul angajat și am făcut voluntariat cu Cristi. Ne-am propus să facem, din punct de vedere sportiv, tot ce ține de noi și ne asumăm, pentru că oamenii ăștia, toți care au venit sub semnătura mea, da? Și al lui Cristi, și tot noi trebuie să ne despărțim de ei. Mie nu mi se pare normal, eu când spun că vorbesc, eu inclusiv lumesc cu reprezentantul societății civile sau mă opresc oameni pe stradă, eu trebuie să fiu civilizat, le răspund.
că noi, din păcate, nu mai jucăm, nu suntem implicați, dar trebuie să oferim condiții. Oferim condiții, poți să ceri echipei. Noi am ajuns într-un punct acum în care peste tot, sau luăm exemplu din România, echipele de Liga 1 a rămas surprins, Sepsi și-a schimbat antrenorul care avea, nu știu, 6 egale. Nu? Da. Care eu îl dețin. Poate să mă acuz de oricine, de orice, dar eu îl stimez foarte mult acest domnul Leo Grozav, care e un băiat serios, zâr, luptător, care chiar, cred că mi-e venea nimic să creadă, dar se întâmplă. Da, vă întreb, dar aveți, ați avut girul, înseamnă că ați luat această decizie primarul, nu? Deci eu am luat această decizie singur, pentru că am fișat postul, eu răspund de tot ce înseamnă FC Brașov pe linie sportivă. Decizii pe alte domenii, respectiv bale sportive, con, sediu, club, au fost foarte greu de luat și am mulțumit și de finanțare Consiliului Local, Consilierului Domnului Primar. Da? Deci alea sunt decizii care să iau împreună. Deciziile sportive, eu trebuie să mi-asum că am fost angajat pe această linie după o viață de om și o experiență în fotbal românesc. Da? Deci eu mi-asum și nu știu ce s-a extras din context, pentru că eu, gândiți-vă că de-abia astăzi, mulțumesc Domnului Dumnezeu, am semnat contractul de finanțare. Și de-aia am spus că nu știam exact dacă mă duc la primărie, poate, și mă împotmolesc, da? Nu-mi stă nimeni la dispoziție, sunt un simplu cetățean. Am reușit să semnez și m-am rugat să facem ședința mai devreme, da? Pentru că, în continuare, vrem să profităm de această întrerupere, să ne organizăm. Și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți mai devreme. Alte întrebări, cu mare plăcere vă. Despre ce contract de finanțare au? Păi, un contract de finanțare pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, cu ce înseamnă ce avem cheltuieli în spate, aprobate de Consiliul Local în ședința Consiliului Local de miercuri. Și pe această cale ne-am mulțumit. Ideea înseamnă, se spunea că are o clauză uriașă de contract pe 3 ani. Care este situația? A avut contractul un an? Nu, Iestana are un contract pe încă 10 luni. Noi avem, ne-am asumat, da? Domnul Iestana, pe această cale, îi mai mulțumesc o dată. A făcut, cred că, tot ce a putut, tot ce a depins de și n-a depins de el. Dar, din acest moment, prin notificare, noi, prin prezent, controlul de acțiune sportivă, cum aș menționa, încercează să mai producă efecte între părți. Și l-am înregistrat la Federația Română de Fotbal. Asta înseamnă că trebuie să-i plătesc contractul până în bar, nu? Păi asta, după că dumneavoastră, de deja să deșim situația să fiți comisie juridică, dacă aveți și studii de dacă dumneavoastră nu ziați, nu? Păi spuneți-ne, că noi nu știm. Explicați-ne dumneavoastră. Păi nu pot să vă faceți medie asta în atitudinea aia de nu răspund la telefon. În baza acestei rezidie, da? Noi, din momentul ăsta, dacă ajungem la Comisiile Federației, aducem toate datele pe care le menținem pe structuri, pe compartimente, începând de la ofițerul de presă, reprezentantul de imagine, directorul sportiv, directorul administrativ, care în timp s-au erodat niște relații care mergeau foarte greu sau nu mergeau deloc și am ajuns într-un blocaj. Și acum am luat această hotărâre și v-aș ruga, totuși, așa e frumos, ne muncim mai zi de zi, eu chiar îmi face plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, să vă răspund pe ce sunt calificat, dar trebuie să-i dau cuvântul și unui om care zi de zi, ceas de ceas și pune acest grup la formă. Mai aveam două întrebări. Vă rog. Stafful lui Iliestan. Stafful lui Iliestan, după o discuție, deci noi acum, la această oră, da? V-am anunțat, am semnat actele, le-am înregistrat. Mi se pare normal, fiind oameni care provin din fotbal, să vedem ce atitudini au. Unii, poate, care la început de carieră vor să continue, nu? Unii
Știți dumneavoastră celebra frază, am venit împreună, plecăm împreună. Vom avea discuții, pentru că așa e frumos. Suntem la nivelul 2, când tot ce înseamnă staff, față în față, să avem o discuție, pentru că așa mi se pare. Cine conduce antrenamentul de la Omeza? Andrei Șampel? Noi, practic, la această oră, suntem în faza în care am anunțat, vor avea două, trei discuții preliminare cu staff și hotărâm. Ce variantă aveți? Păi, vedeți dumneavoastră, acum suntem la capitolul pe care v-am anunțat. Dacă mai trebuie, mâine mai facem o conferință și anunțăm noua variantă și vă prezentăm noua antrenor. Eu se spunea că în 24 ore a venit 100 de propuneri de antrenor. Clasic. Păi da, dar el e Diosegui, el e Liga Antonia. Și nu asta se întâmplă. Eu, de altă sănătate, eu îi spun că poate să-mi zică Iamos, dar eu deocamdată nu vă pot anunța nimic și vă rog să aveți răbdare și mâine o să prezentăm nou antrenor și stafful. Deci, până la urmă, nu vreau să ne ziceți dacă îl plătiți la zi sau până la finalul contractului. Sau nu puteți. Depinde ce... Cum vă înțelegeți. Noi nu mai avem ce să ne mai înțelegem. Noi am rezigat, ne-am asumat răspunderea și aducem în fața comisiei motivele pentru care am rezigat. Vă rog. Căutați un antrenor experimentat sau din tânăra generație? Brașovean sau? Doamne, îl caut pe ăla care să reușească. Vedeți? Suntem într-o situație grea, vin meciuri foarte grele. Toți jucătorii, toți oamenii de bine trebuie să pună omul, suntem într-o situație dificilă. Am avut un program foarte, foarte favorabil și cred că toată lumea e mulțumită ce am realizat și datorită ghinionului, și datorită, și datorită. Noi nu mai vrem să ne uităm în urmă, nu mai căutăm vinovați. Trebuie să ne uităm înainte să putem să sperăm să fim în partea superioară a clasamentului. Vă rog. Acum că lucrurile s-au încheiat, ne puteți spune care sunt principalele reproșuri pe care le-am zis în afară de lipsa rezultatelor? S-au speculat și variantele că ați fost de acord cu pentru jucători pe care le-ați ținut rezervă. Știm bine cazul fundașului, parcă fundaș care s-a antrenat prin parc după ce s-a semnat contractul. Pe atacantul olandez, marocan, nu îl bagă sau îl bagă pe final de meci, îl băga. Dar asta nu e problema conducerii. Conducerea aduce jucători, antrenorul convoacă, nu convoacă. În mod normal trebuie să-i dea un program de pregătire. Noi chiar am încercat să facem tot ce omenește posibil. Am găsit un lot de jucători aici, selecția s-a făcut. Nu trebuie să mai căutăm din nou. Suntem într-un punct greu, nu mai vreau să mă uit în spate. Eu știu că mi-am asumat. Am venit din prima zi, am zis, dacă e bine, n-am niciun meriu, dacă e rău, mi-asum. Eu vreau să merg înainte, cu capul sus, cu tinerii mei colegi, care sunt convins că în puținele zile de când am lucrat aici, de-abia sunt în iulie, august, septembrie, au înțeles poziția mea. Eu n-am avut nicio ceartă cu nimeni, pot să jur. Nu m-am certat cu nimeni, nu am avut nicio problemă. Eu sunt un simplu om care vreau în orice, dacă se poate, două, trei variante, argumente pentru progres. Știu în ce situație mă aflu, știu de ce am venit aici, știu de ce mi-am asumat. Cu această echipă tânără, care o am și cu ajutorul Consiliului Local și oamenilor de bine din Brașov, sper ca să iau roșu chiar să le lăsă. Dar atâteți că a fost o problemă de comunicare cu Ilie Stan. Problema de comunicare a fost cu toate segmentele. Nu, să nu înțelegeți greșit. Toate segmentele. Și cred că, până la urmă, de-aia și eu am ajuns aici și aș vrea să mă înțelege și pe mine, pentru că cred că v-am dat destule date și aș dori colegii mei să spună și eu un punct de vedere, pentru că ăsta e lucru în echipă care eu l-am propus la FC Brașov și ei pot să confirme sau să infirme. Eu doar atât vă rog frumos, ce se va întâmpla cu fundașul croat? Rămâne? De acum, s-ar putea să mai avem surprize chiar cu jucători care nu au fost selecționați. S-ar putea în iarnă să revină la echipă. Acum toată lumea face filozofic, ăla e mai bun, ăla e mai rău. Nu știm noua strategie a noului antrenor.
Tocmai de aceea, antrenorul principal îi revine misiunea să convoace sau să nu convoace. Dar tot atât de bine revine misiunea să dea un program de pregătire. Călim Moldovan e o variantă? Sunt foarte multe variante la ora asta. Dacă tot este definitiv, să spunem, nu așa. Sunt foarte multe variante la ora asta, da? Și n-am discutat problema asta, pentru că eu, vrând nevrând, fiind om de fotbal și venind din iarbă, eu am avut o întâlnire cu domnul Călim Moldovan. Am avut cu tot stafful, am avut cu toți fotbaliștii și am fost pus în situații foarte grele și dificile, pentru că, vedeți dumneavoastră, a fost o situație care nu pot să mi-o asum, dar cumpărei un club ei cu active și cu pasive și eu zic că am clarificat bărbătește ca doi sportivi situația și totul ce s-a întâmplat, tot ce urma să hotărâm, eu am fost primul care am vrut totul pe calea mea. Și nu s-a putut, ca în orice club. 78% din fotbaliști au acceptat, i-am transferat, unii i-am împrumutat, cu restul ne judecăm, dar vreau să vă spun că avem un proces pe rol care nici de cum nu afectează clubul FC Brașov în continuitate și tot ce înseamnă el. Pentru că se prea extrage din context. Cu restul, cu federația. Noi am fost, cred că, cel mai fair play club. I-am chemat pe toți, mai ales jucători tineri, care le-am oferit echipă să joace și să le dăm salariu. Doar ca să joace. Și ei au fost mari, nu venea să creadă, nu vreau să vă dau numele, care au zis că nu. Cum? Noi îți dăm tot salariul să joci. Da. Haideți, vă rog frumos. Da, clauza aceea este existentă sau nu există? Păi, eu vă spun cu mâna pe inimă că sunt date confidențiale, dar nu există. Dacă există, nu există. Nu există. Da. Tot timpul primul sacrificat normal e antrenorul, dar totuși nu credeți că eu vine și la jucători, la unii dintre ei, în fel la atitudine? Păi vom vedea. Poate valoare? Acum, chiar păcat să intrăm dintr-o latură, dar asta e hotărârea. Acum, jucătorii au prilejul, că fără jucători nu există nici antrenori, nici conducători, să demonstreze mai mult. Și noi suntem primii care rugăm să concentreze, să dăvrească și noi să oferim condiții ca acești băieți, dacă ei să analizeze, au stricat, tot ei pot să repare. Sunteți de acord cu mine? Și noi trebuie să fim aproape de ei acum. Vă doriți un antrenor ce îmi reloc? Adică, m-a fost un... Mie îmi pare foarte rău. Eu am colaborat cu foarte mulți antrenori. Reloc. Și eu nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta, dar știu că pe întinerețe era ceva, dacă în străinătate aduceai cadou din aeroport un breloc. Eu știu că antrenorii trebuie respectați, știu că contractele conțin drepturi și îndatoriri, exact cum conține și a meu, și de aceea mi-am asumat această răspundere și aș dori să avem în echipă inspirația să aducem un antrenor care să nu-l analizăm dinainte, să se potrivească pe modelul nostru și să plecăm și noi bucuroși de la stadion. Atât. Cred că nu-mi doresc atât de mult. Nu vorbesc de campionat, dar vreau și eu să plec bucuroși de la stadion. Nu sunt antrenor ce personalitate. Bocu și Ilestan sau, uite, Popozoi Ogrozavă sau un antrenor? Eu nu pot acum să spun... Pe care să-l puteți controla mai bine, să spun. Eu am o singură problemă. Eu n-am controlat niciun antrenor. În cariera mea puteți să-i sunați. Eu am colaborat bine, am avut dialog. Am și modelul media, am rămas prieten cu Fusta Evreziaz. Am fost la greva mântoi, mi se cerea demisia. Edi Ordănescu a spus că va da din antrenament, pe că nu de la teren. Îmi pare foarte rău. Cred că a fost o scăpare, pentru că eu aveam sib în stadion și era în antrenament și nu am nicio problemă cu el din contră. Eu, datorită lui Edi Ordănescu, prin comunicare, am stins multe focare cu jucători străini. Și s-a demonstrat că era mai bine cu forțe decât să-l dăm afară, să-l vindem 150.000.
nu puteam vești să vină poate cu 500, dar dacă el venea la pregătire la timp. Deci e păcat să extrage din context, că e ca și dintr-o familie, te mai încerc, te împaci. Eu chiar credem că m-am încercat cu ei și m-am împăcat, dar am realizat obiectivul. Și atunci, credem că e cu satisfacția cu mult mai mare. Și tocmai le mulțumesc și eu sunt un tip care suferă și ei muncesc mult, dar interesele noastre erau comune. Ori în momentul când am luat media și din B și l-am promovat în A și am terminat pe 10 și cerea demisia la pustă, când aveam 8 puncte după. Eu am reușit cu acel bun profesor să-i spunem, domnule, tot noi o repară ce am stricat și am terminat pe 10. Și am reușit să facem progres cu următorul antrenor, am terminat pe 8, cu următorul antrenor pe 7 și cu următorul antrenor pe 6. Și nu muri nimeni. Nu s-a dat nimeni mare, nimeni nu și-a rugat merite. S-a dus fiecare pe drumul lui la mai bine. Cazul meu, m-am retras. N-a murit nimeni. Preia cineva din mers, dar lași ceva în urmă. Eu cred că asta e definiția, e ca într-o familie. Nu poți să ai perfecțiune. Sincer, mai ales la foc. Hai să fim greu. Dar cu mâna pe mine. Totuși, colegii mei, care credeți-mă, sunt lângă mine zi de zi, am reușit și am plecat și la 3 jumate mici. Am reușit să facem un centru de copii și juniori modern. Am reușit să facem un club pe segmente care își dorește mai mult, care în timp, dacă crește din punct de vedere sportiv, e foarte bine să fie organizat din punct de vedere administrativ, să nu mai cauți pe segmente. Dumneavoastră, dacă vă dau manualul de licențiere, eu la ăla mă gândesc. Eu am venit la Brașov să sper să ajungem acolo în Europa. Pentru asta, prima dată, faci baze sportive, condiții de antrenament și personal, nu? Și de aceea vă rog, din suflet, acești oameni au merite, credeți-mă, mai mari ca mine. De joi de deja mă ușuram munca și sper, din tot din adinsul, să continue că sunt calificați acum pe un segment foarte important, de la administrativ, sportiv, economic, juridic, tot ce înseamnă o societate care, credeți-mă, ne place, nu ne place, ea trebuie să aibă un certificat fiscal zero în ziua de azi. E foarte greu. Dacă nu, ai niște parametri, dacă nu cunoști toate elementele și puse ca la cap să dea acea societate sigură, stabilă și să aibă viitor. Vă mulțumesc. Cine? Acum vă rog din suflet. Domnul Crist, te rog frumos. Din punct de vedere organizatorică s-o porni clubul. Și că s-o porni de greu. Totuși oamenii trebuie să știe câte ți-ai asumat, nu? Da, au fost două luni foarte dificile din punct de vedere al punerii pe picioare a clubului. A fost practic o mână de oameni care stați zi și noapte aici să reușim să punem totul pe picioare. Acum suntem la un nivel în care considerăm că vorba unui președinte, s-a organizat totul bine pe departamente, fiecare știe ce are de făcut. Și, nu știu, acum nu putem să mergem decât mai bine. Cristi, cum ai ajuns acum? Primit un telefon, prin care mi s-a făcut oferta aceasta. Nu am răspuns imediat. A fost pe bază, eu cred și sper, pe baza studiilor și experienței pe care o am în sport. Ai mai lucrat la un club? Da, am mai lucrat la Federația Internațională de Curling. Am lucrat la un club de fotbal în Danemarca. Unde ai făcut cursul? Da, unde am și studiat, management sportiv. Acum fac și un master în Londra, tot cu management sportiv. Deci să înțeleg tu și că relația curentului cu anul. De aici a venit telefonul. Da. Te așteptai să fie, nu știu, bănuiesc că n-a fost deloc simplu. Ce ai găsit aici, cum se conduce, bine, nu se conduce neapărat. Ce aveai de făcut la clubul ăsta? Mai complicat decât te așteptai să fie? Nu. Știam ce am de făcut. Știam că pot să am un cuvânt de zis în a organiza lucruri. Știam că pot să fac o treabă bună. Și strict pe departamentul meu, consider că am reușit să ajungem undeva destul de sus într-un timp scurt. Tot ce înseamnă linie sportivă
și fotbal, sunt alte persoane care știu mult mai bine decât mine. Se consultă, ne consultăm cu toții. Când este vorba de o decizie sportivă, strict fotbalistică, ei au primul cuvânt de spus. După care urmează să o discutăm toate punctele de vedere și să o implementăm la lista. Au trecut două luni și totuși nu se pot prinde bilete. Momentan... Adică nu se putea modifica la perioada asta. Este... Au trecut meci cu Steaua, vine meci cu Petrolul, mai vine meci cu care mă așteptam să mă. Momentan preferă să aducem cât mai multă lume la stadion și să avem avantajul de a avea intrare gratuită. Adică... Deci, chiar dacă prindeți, nu puneți prețul modice, lumea trebuie că a venit niște acasă, chiar dacă sunt reduse. Dar nu facem considerare teste. Vedeți, mulți oameni nu vin pentru că la început era testul 50 de lei, am reușit cu chiu, cu vai, domnule, la 20 de lei, nu, 35. Sunt mulți factori, stați că, uitați ce trăim, s-ar putea să ne interzică din nou. Se spune că două luni vin două luni de mari probleme. Da, nu vreau să intervin, dar am văzut... Ce mai probabil să scade capacitatea din nou? Cum? Ce mai probabil să o să se scadă capacitatea spectatorilor în stadion? Nu zic că e bine pentru brașoveni că am făcut pe bani de invitații, mai ales că am avut acel start ratat, plus necazul că am ieșit din Cupa României în faza incipientă. Eu, credeți-mă, dacă tot oamenii din Brașov și consilierii au înțeles că totuși un club nou și trebuie să facă niște pași încet, încet. Eu zic că și lumea din Brașov, dacă facem un sondaj, am văzut cu ochii mei la ultimul meci, părinți, copii care au făcut galerie, acum am văzut la cei mici de 10-11 ani. Eu spun că dacă facem pașii corecți, pentru că dacă facem o analiză cu acele bilete, nu cred eu că da. Poate un simplu cetățean care îi plătește berile și impozite la zi apreciază că intră pe bază de invitație și îi place fotbalul și își face testul. Sau care e vaccinat, sunt, vedeți, mai multe puncte de vedere și e greu să aduci argumente într-un sens sau altul. Eu, din contră, nu vreau să fac mare teorie, dar dau un exemplu care s-a întâmplat pe glob. Acea olimpiadă de la Tokyo, cu investiții uriașe, au participat toți sportivii vaccinați. Au fost într-un sat olimpic, au concurat, nu s-a întâmplat niciun accident. Și de acolo am înțeles că s-a dus imaginea și Europa a ajuns undeva la 75% la vaccinat. Și noi undeva la 30%. Acum fiecare e liber să recuperească cu destinul lui. Dar eu zic că un bun exemplu că olimpicii de pe tot globul au dat un exemplu, au concurat, s-au întors sănătoși, la rândul nostru, cam ăsta e punctul de vedere că suntem în sport. Și suntem oameni de sport și aducem argumente pe linia noastră sportivă. Care avem aici un sportiv care s-a lăsat de curând și a început o nouă meserie. Care acum aș dă seama că e de mare diferența și vă rog să-l întrebați. De la iarbă la birou. În primul rând, te rog să ne spui dacă personal te gândeai că va fi, eu știu, să spunem, atât de sub așteptări acest debut de sezon. Sau te așteptai la mai mult la echipă. Cum vedeai lucrurile la început? Că mi-a schirat mult entuziasm, totuși. Bună ziua! Când s-a început acest proiect și de când am fost eu angajat în el, s-a lucrat foarte mult ca și timp, zi de zi. Știu că s-a plecat greu, tocmai de-aia vreau să-i mulțumesc și eu pe această cale domnului Ilie Stan pentru ce a făcut aici, fiindcă a fost primul proiect și a fost selecția una bună, zic eu. Dar, văzând la cât de greu s-a început, vorbesc de noi acum, la cât de greu s-a început, la cât s-a lucrat și la ce condiții am putut oferi acestui club, așteptările au fost mult mai mari. Ca și joc, ca și număr de puncte, ca și coeficient în clasament,
din toate punctele de vedere, am avut așteptări mai mari. Ce antrenorul îți dorește? Dacă este în echipă luată decizia asta? Eu cred că o să propun. Ce m-am întrebat, o să propun. Sper să fiu și eu să fac 2-3 propuneri. E o decizie care, pe care o vom lua cu toți împreună. Partea bună a acestui moment e că următorul antrenor va avea 2 săptămâni de pregătire pentru următorul meci, nu doar o săptămână, fiindcă se începe campionatul. Dar și un program infernal. Și un program infernal. Dar e un moment bun pentru noua antrenor, că nu vine luni sau marți și să mă dare mergea. Sunt 2 săptămâni care poate să cunoască echipa, să cunoască jucătorii, să le arate ce vrea să joace și care e filozofia lui despre fotbal. Va revitaliza șocul ăsta la echipă, să spunem așa, joc, evoluția, nu știu, tot ce înseamnă Speci Brașov. Antrenorul pe care mi-l doresc eu să vină, a trebuit să fie un antrenor care să știe să treacă de acest blocaj psihologic al jucătorilor. Fiindcă, să zic așa, ultimele jocuri ne-au arătat că putem juca de la egal la egal cu oricine. Cred că e un blocaj psihologic peste care trebuie să treacă jucătorii repede. Și va fi sarcina antrenorului să-i facă să treacă peste acest moment. Domnul președinte, se poate spune că Ilie Stanis este antrenorul care va dezamăgi cel mai mult în întreaga noastră carieră sau unul dintre antrenorii care au dezamăgit cel mai mult? Nu. Nu? În contră. Eu în întreaga mea carieră trebuie să spun lucrurile pe nume. Sunt antrenori care muncesc foarte mult, își dedică viața antrenorului, dar la un moment dat e un exemplu care e pe tot globul ăsta. Nu poți să sacrifici 27 de jucători, se întâmplă să iau decizii. Uneori, timpul dovedește dacă au fost bune sau rea. Eu știu așa. În momentul când te apuci de această meserie, inclusiv cu meseria care am eu de manager, eu mă mândresc și a fost unul din obiectivele prioritare, că am fost doar la 4 cluburi. În carieră sunt conducători care sunt și la 18-20 de cluburi, tocmai din cauza multor probleme A, B, C, D, nu le mai număr. Și atunci noi trebuie să-i dăm cezarul ceea cezarul. În unele proiecte reușesc, în unele nu reușesc. Avem atâtea exemple, depinde în fond și la urma urmei foarte mult de acest subiect. Acești sportivi, tineri, care ei trebuie să înțeleagă că noi muncim, practic, pentru ei. Ei au imagine, ei pot să meargă la mai bine, ei pot să-și demonstreze lor însuși că pot mai mult și noi să avem și noi satisfacție. Dar la ora asta, mutarea care s-a făcut, consider că ar trebui să fie un șoc ca să abordăm aceste meciuri, cum a spus dumneavoastră, care sunt foarte grele, dar o sublinia și directorul sportiv și barmul, da? Că dacă avem atitudine, dăruire, tot ce înseamnă profesionalism, ar trebui să demonstrăm că nu asta ne e loc. Dar la ora asta, ne place, nu ne place, clasamentul ne face plăcere să ne uităm la el. Și am dorit o nouă organizare și dorim mai mult. Eu cred că nu putem să fim acuzați absolut de nimic. Orice om, la un moment dat, trebuie să iei o hotărâre. Care unii mă acuză că nu am luat-o mai mult, unii pot să spună că a fost un diferent. Îmi pare foarte rău. Dacă asta se vinde bine în România, tot ce e senzațional în rău, eu n-am avut niciun diferent, din contră, am acordat și am, cu toată experiența mea, toate condițiile și colegii mei știu că echipa să simtă progres. A zis că n-a făcut niciun diferent. Când a vorbit cu dumneavoastră cu Ilesna, direct? Direct? Am vorbit înaintea meciului, după, eu mă duc, dau un loc cu ei, înainte de meci, după,
Mai dau și câte ori de bere. Dacă îmi dă voie, o dau cu plăcere. Da. I-am invitat la masă în Poiana Brașov. Eu am aplicat aici modele de a să absolvem de facultate, de psihologie, la greu, îi invit la o masă și mai aflu ce probleme are. Nu poate are probleme de familie, nu poate are probleme financiare. Eu modelul ăsta l-am aplicat și la media și, credeți-mă, a mers. Și la Brașov n-a mers. Nu, nu, nu înseamnă că n-a mers. N-a fost mers. S-a fost o perioadă când... Dar eu sunt foarte liniștit sufletește că eu am oferit. Da, dacă eu îmi știu meseria și v-am spus că mi-a sum. Dar eu sunt un luptător și vreau să-mi duc proiectul la bun sfârșit. Punct. Mulțumim. Eu... Ce-i?